ziua, doamnelor, domnilor! Sunt sincer emoționat pentru că văd un număr mare de cupluri care astăzi sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie. E un exemplu viu pentru noi și tare mult mă bucur că reușim să ne întâlnim și să ne strângem mâna și să deveniți pentru noi exemple vii de urmat. Aș dori înainte de a începe să îl prezint pe colegul meu, domnul subprefect Narcis Gitaru, care, așa cum ne-a obișnuit, de fiecare dată este alături de comunitate. În dreapta mea este domnul viceprimar, pe care cred că toți îl cunoașteți, iar în stânga mea o fată tare dragă comunității noastre, Claudia Florian, a fost anul trecut una dintre persoanele care a primit acea distinție a noastră Oameni de Valoare pentru Dărbănești. Claudia Florian, dacă vă amintiți de ea, dacă nu o să vă spun eu, până mai ieri a fost croitoreasa de lux a regiunii Marii Britanii. Iată că dărbăneșterii noștri au reușit așa să ajungă chiar pe cele mai înalte, să zic, sau cele mai vestite case regale. Felicitări, Claudia, am rugat-o să vină alături de noi și împreună să decernăm aceste premii. Sigur că tot din categoria oamenilor de valoare pentru Dărbănești avem și câțiva preoți și Părintele Alexandrescu, Părintele Angliș, Părintele Bucuș. Iată oameni de valoare ai comunității. Dincolo de ceremonialul care visează decernarea acelor diplome pentru 50 de ani de căsătorie, o să cumva decernăm și câteva distinții pentru oameni de valoare ai Dărbăneștiului, de fapt, cei mai buni dintre noi. Vă propun să începem această frumoasă activitate prin a da cuvântul părinților și a face cumva o slujbă de mulțumire. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat și, în special, să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că dumneavoastră ați reușit această performanță de a avea 50 de ani de împreună conviețuire. Aș vrea să vă mai prezint câțiva oameni dragi nouă comunității noastre înainte de a începe slujba. Și avem acolo undeva în stânga mea. Îl avem pe Lucian Starparu, un dărbăneștean de-al nostru, undeva pe energie mai sus, deci cu domnul Ureanu, care de mai bine de 25 de ani lucrează la Banca Națională a României, este unul din experții de seama ai BNR-ului. Mă bucur că mi-a fost și coleg de liceu și spuneam la mine în birou, el a învățat mai mult, a ajuns expert BNR, eu am venit să vă țin dumneavoastră aici, mici cuvântări, să zic. Lângă Lucian Starparu este o doamnă tare dragă nouă, Mahu Roxana, din Plopu, care mulți ani lucrează prin minister, a fost și corpul de control al primului ministru, astăzi lucrează ca expert în Compania Națională de Investiții și i-am rugat să vină să fie alături de noi, să vină aceste premii, pentru că sunt oameni excepționali ai Dărbăneștiului. Și puțin mai la stânga este domnul Gheorghiu, pe care toți îl cunoaștem, unul din marii noștri profesioniști care a gestionat an la rând barajul de la Baiana Ozului. Și dacă ne amintim cei care sunt în Părul Alb, în 2005 parcă am avut niște probleme acolo și domnul Gheorghiu, în calitate de șef al barajului, a gestionat cu atâta calm situația de criză care era acolo datorită inundațiilor, încât președintele României de la acea vreme i-a decernat diploma de cavaler, cred că nu. Cetățean de onoare în grad de cavaler. Iată ce oameni extraordinari avem.
Cu spusele de rigoare, o să îi rog pe invitații mei să se așeze și înmânez microfonul părintelui Alexandrescu. Slavă Sfinte și cele de o ființă de viață rugătoare și nedespărțite trăi, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru mine și pe toate împlinești, mistierul bunătăților și de dăvorurile de viață, vino și te sărășluiește într-un noi și te curățește pe noi de toate plăcerea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu toții, Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tăi este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. În pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pace în toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfințindu-l Arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul mult de pretutindeni, pentru călugătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și exaterul și pentru evitare de Hristos cu astea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfernicul său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, ale vrednicilor să-i rog, și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă la mântuirea noastră, pe care o am putut la mântuirea născărită de față, care de la de la El, caută mâini bunilor și o arde mântuirea primită să fie Lui, Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, ale vrednicilor să-i rog și cu bună cerere și dorirea credincioșilor să-i spre bine, să le plinească și ca un milostiv totdeauna să ne dăruiască binefaceri nouă și sfinte sale biserici și întregului său popor drept credincios. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Slăvească Sfânta Sa Biserică și pe robii Săi și pe noi toți, de vrăjmași văzuți și nevăzuți cu sănătate, în lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor Săi, totdeauna să-i păzească pe credincioșii Săi rog, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimit robiți noi de tune cazul, România primește și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, Sfâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, fără Sfinții Său omenii. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. De Sfânta Evanghelie de la Marcu citir. Aveți credință în Dumnezeu, adevărați-vă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. Și Stăpâne al nostru, Doamne, pentru toate binefacerile pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra Domnilor Tăi acestora, care au împlinit 50 de ani de împreună conviețuire, și cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem mulțumire și cu milință strigăm, izbăvește pe robii Tăi aceștia din toate nevoile, ca un milostiv primește-le totdeauna dorințele lor, cu dea dinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Așa cum de acum înainte, netrecând de cu vederea împlinește spre slava Ta toate bunele dorințele credincioșilor rodilor Tăi și arată spre noi, spre toți, spirea Ta și bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Familiile care au împlinit 50 de ani de împreună viețuire, Balaș Constantin și Maria Vander, Petrea, Ileana, Vindileu, Don Maria, Vindileu, Gheorghe și Dorina, Fogaseu, Mircea, Victor și Victoria, Bogdan Ivan și Eugenia, Maișteanu, Nicolae și Maria, Bogușion și Maria, Coșocărel Mihai și Silvia, Dima Vasile și Elena, Tocan Vasile și Jana Ileana, Tocan Simeon și Maria, Tocan Vasile și Liliana, Florian Nicolae și Rodica, Luca Nicolae și Maria, Lungulescu, Simeon și Elena, Merchez Mihai, Tio și Deodora, Merchez Gheorghe și Paraschiva, Mierlegi, Milea și Elena Vochița, Mihai Dumitru și Angela, Pădurean Vasile și Ivana Panderaș Vasile și Lidia, Codeanu Vasile, Brundaru Ioan și Angela, soatele Gheorghe și Elena, Stănoaie Gheorghe și Valeria, Stoica, Neculai și Ileana, Ungureanu Gheorghe și Doina, Vizitiu Ion și Caterina, Slotea, Ernest și Elena, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Dumnezeul tuturor nu și-a dat milostivirea, că în mire este nemăsurată și mire de oameni atâta ajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robele vrednici, cu milința ducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor tăi, cei care au împlinit 50 de ani de împreună vețuire, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăbim, scântăm și te lăudăm. Și iarăși, că sunt înaintea ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milosebire, ca precum ai binevoită primul cu atâna acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicita ni se împline cerurile, așa și de acum înainte învrednicește, ascultându-l dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune, și adăugătoare tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată rea întâmplare, dăruindu-le sănătate, pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți Domnul mâna grijă a cântație și celui fără de încercare Tău, Părinte, și prea Sfântului, Bunului și de viață, Băgătorului Tău, Dumnezeului Celui Sfânt într-o ființă, slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Slavă Sfinte și cele de-o ființă de viață, făcătoare și despărțite de trăim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea cu cernice, Părinte, binecuvintea! Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru că cei prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriți într-o rugață la Apostol, prea cuvioși Dumnezeu, Cuvântător părinților noștri, cele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Stimate autorități de stat, domnule primar, prea cucerici părinți, dragi părmănășteni și măriași, este o zi simbolică, este o zi mare pentru această comunitate, este o bucurie înainte de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Ziua de astăzi, 13 august, va fi semnată în calendarul sufletelor noastre, celor care suntem iată astăzi prezenți. A nu știu câta ediție este, dar sunt câteva în spate pe care domnul primar le-a organizat și le organizează de suflet pentru comunitatea noastră. Este o zi în care ne bucurăm și pentru mulți dintre dumneavoastră care sunteți aici de cel puțin 7 decenii, sunteți într-o bucuria dintr-un început în care ați fost chemat la altarul vieții să depuneți mărturie în fața lui Dumnezeu și mai ales a comunității și a familiei, că ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Și într-adevăr sunt printre noi de aici cei care, iată, astăzi împlinesc 50 de ani de la primul strigăt, zicând da în fața familiei și în fața lui Dumnezeu pentru viața eternă. Mulțumesc tuturor celor care sunteți, iată, astăzi prezent pentru această bucurie. Mi-aș dori și eu din suflet ca peste ani să mă alătur și eu dumneavoastră. Am aici în față un părinte care a atins lucrul acesta și îl fericit din tot sufletul, pentru că a făcut bunul Dumnezeu să fie totuși enoriașa parohiei noastre și știu acest secret. Rog pe bunul Dumnezeu și mulțumesc domnului primar și comunității pentru acest spirit de dăruire, pentru această comunitate pe care o poartă zi de zi pentru noi și pentru toți cei care se fac parte în această comunitate. Și fie ca bunul Dumnezeu și la anul să ne întâlnim tot în aceeași cadru frumos, firesc și normal și să sărbătorim acest eveniment din viața dărmăneștirii la 50 de ani și poate domnul primar și la 75 de ani să dea bunul Dumnezeu, pentru că suntem la Nunta de Aur acum și poate vom face și evenimentul Nunții de Platină. Să vă aducă bunul Dumnezeu să ne regăsim cu bine și mulțumim din suflet pentru această reuniune și tuturor celor care astăzi, într-o bucurie, s-au adunat aici. Le doresc mulți ani într-o calea lui Hristos, cu râvnă și cu credință spre biserică și spre dragostea lui Dumnezeu. Amin. Doamne, sănătate, lungime de zile, sporiri într-o toate faptele cele bune și îi păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască!
David din statul român, care face multe, multe investiții. Este poate vârful de lanț al guvernului prin care se fac investițiile în România. Și noi, ca o comunitate, să zic mai mică, suntem beneficiarii direcți ai acestor investiții. Recent am terminat de asfaltat, de modernizat strada Minerilor. Am reușit aproape să finalizăm o sală de sport la liceu cu bani de la această companie. Am făcut proiecte, nu ne-a dat nimeni așa pe ori frumos, am făcut proiecte, am depus și mai avem încă multe proiecte la această companie. Recent am reușit să beneficiem de încheierea unui contract de finanțare pentru modernizarea străzilor din cartierul Brădulești, proiect care depășește 16 milioane de lei. Sigur că am dat doar câteva exemple. Acest om care lucrează în această companie a dat dovadă de profesionalism de cea mai înaltă calitate și, cu siguranță, n-a uitat de locul în care s-a născut. Este vorba de Mahu Roxana Ioan. Roxana, te rog, hai aici, lângă mine. Și am să o rog pe Claudia, care este deja în această galerie de elită de anul trecut, să mâneze această distinție. Am să vă citesc doar ce scrie aici. Se acordă distinția Oameni de Valoare orașului Dărmănești, doamnei economist Ioana Roxana Mahu, pentru aportul adus în dezvoltarea și promovarea orașului Dărmănești. Felicitări! Eu zic că merită aplaudată. Și Claudia, am spus că face deja parte din această galerie de elită a oamenilor de valoare împreună cu părintele Alexandrescu, da? Părintele Angliș, părintele Buguș, oameni de valoare. Fără ei, cu siguranță, această localitate ar fi fost mult, mult mai săracă. Haideți să mergem mai departe și să vedem. Să știți că am făcut o triere destul de... Eu sunt, în general, cam zgârcit, îmi spun colegii mei așa, și nu ofer aceste distinții doar de dragul de a le da. Și, așa cum am spus la început, celor mai buni dintre cei mai buni. Ne întoarcem din nou în anul 1957, 12 iulie, în județul Neamț. Un om care, la fel, promitea foarte multe lucruri încă din ziua în care s-a născut. Înzestrat cu daruri extraordinare de la Bunul Dumnezeu și urmând cursurile școlii gimnaziale din comuna Stărita, a urmat liceu economic, facultăți, multe, și a ajuns să cunoască o doamnă pe care a iubit-o foarte mult, cu care s-a căsătorit, și împreună au decis să vină la Dărmănești. Ani la rând a stat ca o pavăză în siguranța noastră prin profesionalismul de care a dat dovadă la barajul de la Poiana Buzului. Este vorba de domnul Mihai Gheorghiu. Să știți că nu știu dacă a știut domnul Mihai Gheorghiu de ce l-am invitat aici. Sincer, i-am spus că o să ne ajute la a da aceste distinții dumneavoastră la 50 de ani. Și iată că v-am surprins înainte de a da distințiile primiți dumneavoastră. Felicitări!
Și Doamne ajută să vă țină Dumnezeu sănătoși, pentru că cei care sunt mai tineri au nevoie de exemple ca dumneavoastră. Ar fi trebuit ca fiecare dintre cei pe care, nu știu, i-am premiat să vorbească ceva, dar le propun să vorbească după ce dăm distințiile. Pentru că știu că unii au emoții și momentul ăsta de acalmie poate le creează cumva mai mult curaj. Da? Pentru că așa mi-au spus cei care au fost premiați înainte, că în momentul ăla aveau emoții. Haideți să mai acordăm o distinție și am să mă întorc în data de 9 februarie 1970, undeva la Dărmănești, nu departe de locul unde suntem noi acum, s-a născut un băiat care l-am cunoscut îndeaproape și cu care am fost coleg de liceu. Am făcut navetă împreună, am învățat împreună, am fost, cred că, și colegi de bancă. Un băiat care promitea enorm, enorm. Și poate că acolo, pe băncile școlii, erau momente în care ne mai ajutam unii pe alții. Dar îmi amintesc cu drag că avea o minte sclipitoare. Tata Ioan, pe care l-am cunoscut, un om aplic, și poate că asta a făcut ca așchia să nu sară de copac. Dan mă mai găsi prea multe, mă mai întrerupe de acolo. Și mama Elena. A absolvit școala generală numărul 2 în Dărmănești. Și am accentuat acest lucru pentru cei mai tineri, ca să aibă încredere în profesorii din școlile noastre, pentru că iată că s-au născut niște oameni care au ajuns, poate, acolo unde mulți nu-și imaginau, plecând de pe băncile școlii din Dărmănești. A terminat și liceul la Dărmănești, că spuneam că mi-a fost coleg, și mi-am amintesc cu drag acele clipe când unii dintre noi doreau să se facă ingineri, alții economiști, unii preoți și așa mai departe. El a ales să se facă finanțist. A terminat la Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, și nu vă mai spun câte masterate, studii și așa mai departe, dar un lucru foarte important este clar. A fost selectat să lucreze la Banca Națională a României și de 25 de ani este unul dintre cei mai buni experți ai BNR-ului, starparul Lucian Cristian. Lucian, am să o rog tot pe Claudia să-ți înmâneze acest simbol și să știi că cu mare drag, cu mare drag și cu multă responsabilitate îți dau, Claudia, acest simbol, pentru că, repet, este unul din oamenii grei din BNR. Felicitări, haideți să-l aplaudăm! Și acum o să facem ce am spus mai devreme. Încep cu Lucian, îți dau microfonul să spui ceea ce vrei tu. Bună ziua! Prima dată îți mulțumesc foarte, foarte mult. Mi-ai făcut o serie surpriză. Prima dată eu venisem astăzi să mulțumesc din suflet sărbătoriților noștri. Așa știu. Dumneavoastră meritați astăzi toată atenție, toată atenție. Este greu să vorbești cu un politician atât de abil ca Comiță, dar îi mulțumesc pentru câte informații și pentru mine și pentru premiile și mai ales pentru dumneavoastră. Doar atât, scurs să vă spun.
mi-ați fost un exemplu fiecare dintre dumneavoastră. Recunoscam 30% dintre sărbătoriți. Pentru dumneavoastră mă reprașteți decât vorbeam așa și cu mărușare dintre sărbătoriți. Ați fost și sunteți fața acestei comunități. Eu mă numesc Constantin și vreau să spun Constantin pentru că la țară ne-am găsit spiritele să fie cinstiți, chipzuiți și cu bună creștere. Să spunem că de la o vârstă oamenii ajung în mintea copiilor. Nu este adevărat, nu este adevărat. Eu doar atât vă urez la mare de sănătate, fericire, doar să găsiți fericirea și bucuria copilăriei sufletului acum. Felicitări încă o dată și vă mulțumesc ce ați făcut pentru această activitate și pentru mine ascult. Tot ce este mai mulțumesc, Lucian! Deci nu mă așteptam și sincer, sunt foarte onorat, foarte onorat. Dar dacă știam că pentru acea, și pentru această linie sunt invitat, doar îi stau la Lucian, dar îți mulțumesc încă o dată și am decis. Mă bucur că un fost coleg pe liceu a devenit un profesionist adevărat și e o onoare pentru mine să pot îmâna această distinție. Roxana, te rog, vin eu la tine, nu te deranja, te rog. Și familiile fiecăruia dintre cei care astăzi au primit această distinție. Roxana are o fată frumoasă, foc și un băiat frumos acolo undeva în spate, pe care îi salutăm. Și să știți că noi avem distinții multe. Voi, copiilor, să-i depășiți. Că noi avem distinții. Nici o problemă, da? Mă întreb către domnul Mihai Gheorgheu. Ce-am mai fi de spus? Foarte mult ar fi. În primul rând, mulțumesc celor care s-au gândit să aprecieze activitatea mea. A fost o surpriză această diplomă care am primit-o. Cred că mai mult atenție merită cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Ei sunt adevărați eroi că știm ce înseamnă să conviețuiești în doi timp de 50 de ani. Vă doresc la toată lumea toate cele bune. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să-i aplaudăm, să-i felicităm câțiva dintre noi, dintre cei mai buni. N-am să trec la cealaltă parte până nu am să rog pe domnul suprefect să ne spună câteva cuvinte. Te rog, Narcis. Stimate domnule primar, dragi dărmăneșteni, distinși oaspeți, este o zi deosebită pentru dumneavoastră, pentru că astăzi sărbătoriți ceea ce nu multe orașe, localități din țară reușesc să facă. Am mai spus-o și de alte dăți, dar vreau să repet un singur lucru. Orașul Dărmănești este frumos, este deosebit, în primul rând, datorită dumneavoastră. Cei care veniți astăzi, cei 50 de ani de căsnicie. Orașul Dărmănești va deveni și mai frumos, și mai bogat, datorită celor pe care i-am veniți astăzi alături de dumneavoastră. Iată că și mie mai trebuie într-o formă. Vorbesc puțin, promit. Adică cei care au venit cu dumneavoastră astăzi aici, să vă felicit. Orașul Dărmănești este frumos și va fi în continuare
dezvoltat și pregătit pentru viitor și datorită primarului, care, iată, se gândește la dumneavoastră și la viitorul dumneavoastră. Orașul Dămărești este ceea ce este astăzi și datorită reacucerii celor părinți, care vă întâmpină în fiecare duminică și vă oferă sfatul duhovnicești să vă duceți o viață frumoasă, curată, împreună cu toată comunitatea. Orașul Dărmănești este cu adevărat special pentru că, iată, și sunt plăcut surprins, în fiecare an aflu câți oameni de valoare are. Și de vreo 3 ani de zile, domnul primar mă invită alături de dânsul și ar trebui masa să fie plină. Probabil în vreo 2-3 mandate nu o să mai avem loc aici de câți oameni de valoare putem descoperi în orașul Dărmănești. Eu nu sunt de aici din Dărmănești, dar mă pot bucura și eu spun cu mândrie că am făcut liceul în Dărmănești. Și am cunoscut oameni de valoare, oameni ca mine, care sunt astăzi aici în sală și am recunoscut colegii de mine din liceu, care au părinți aici și pot spune că sunt oameni de valoare. Vă felicit în primul pe dumneavoastră, vă doresc multă sănătate și să dea Dumnezeu ca această căsnicie pe care v-ați construit-o împreună să fie un exemplu și pentru aceia care mai uită că un bărbat și o femeie i-a fost dat de la Dumnezeu să fie împreună pentru tot restul vieții atunci când au spus da. Felicitări la mulți ani, domnule primar, ce să zic, jos pădăria, ce faceți dumneavoastră este deosebit aici, iar distinșilor oameni de valoare, să nu uitați să treceți, nu des, foarte des pe aici, chiar dacă aveți locuri de muncă departe de Dărmănești. Felicitări tuturor și o zi deosebită în continuare. Mulțumesc, domnule subprefect, un om la ușa căruia am bat, ori de câte ori avem probleme. Pentru că sunt lucruri care nu le putem noi rezolva și atunci batem la ușa autorităților județene, centrale și așa mai departe. Mulțumesc pentru sprijinul acordat Narcis, ori de câte ori și noaptea la 12, și dimineața la 5, la amiază și așa mai departe, când avem probleme, apelăm. Vă propun acum să mergem la decernarea acestor diplome. Și o să vă rog încet să nu vă grăbiți, încet, o să vă invităm în față să vă vadă oamenii, să vă aprecieze, să vă aplaude pentru această reușită, pentru că eu chiar cred că este o mare reușită și un mare dar de la Dumnezeu ca un bărbat și o femeie să conviețuiască mai bine de 50 de ani. Invit alături de noi pe Balaș, Constantin și Maria. Și o să mergem așa pe margine. Rog ajutoarele moșului să vină aici, da? Domnul Star Pavel, vă rog și pe Claudia, hai Claudia și tu, da? Cristina o să fie cu... Deci domnul Star Pavel, pentru că e la Banca Națională, e cu bani, da? Te rog. Claudia... Cu diploma. Cu diploma, da? Eu o să mânez florile. Hai. Felicitări, toate cele bune. Să fii sănătoși. Avem o rugăminte să rămâneți la fotografie. Așa, facem și o poză? Da. Și parcă aveam și o șampanie, da? Da, da. Și un mânător și șampanie, da? Deci... Cristina, super. Mulțumim tare mult. Să știți că presa e un pic cârbutașă, bane bune așa, ba așa, ba să stăm așa, dar trebuie să iei o poză perfectă, da? Pe care eu o să o înmânesc. Mulțumim tare mult. Haideți să-i aplaudăm. Mergem mai departe, invit alături de noi familia Banda, Petra și Ileana. Roxana,
Roxana are avion imediat. Haideți o dată să o aplaudăm, da? Drumul spre casă, a luat avionul, a venit la noi. Acum, spre casă. Mulțumesc tare mult. Domnul Banda, haideți mai aproape un pic, la fel. Finanțistul de bani, Claudia vine cu diploma. Florin. Și șampania, da? Și la o fotografie, da? Așa. Haideți să-i aplaudăm. Mulțumim tare mult. Invit alături de noi familia Bindileu, Dan și Maria. Haideți să-i aplaudăm. Claudia este cu diploma. Banca Națională cu premiu. Premiu din partea primăriei, nu de la Banca Națională, da? Și rămâne și la o fotografie. Mulțumim! Invit alături de noi familia Bindireu, Gheorghe și Dorina. Nici o problemă, stați liniștit. Doamna are tensiune un pic mai ridicată și a lăsat-o acasă. Vă rog să-i transmiteți florile din partea noastră și plicul cu bani. Diploma și șampania rămâne la dumneavoastră, da? Mulțumim foarte mult! Bogasiu, Mircea și Victoria. Părintele m-a rugat să nu mă mulțumesc.
Să nu, dar trebuie. Și rămâne și la fotografie. Da. Părintele Bucuș, dar la fel unul dintre oamenii de valoare ai comunității noastre. Mulțumim, Dan! Invit alături de noi familia Cojocărel, Mihai și Silvia. Aplaudăm.
Mergem mai departe și invităm familia Duhan, Vasile și Liliana. Secretul. Iubire și respect. Da?
Ați văzut, fiecare spune că iubirea și respectul, dar și Dumnezeu, a contat foarte mult. Felicitări! La fotografie, că vedem acolo că e frumoasă, așa. Invit alături de noi familia Pădureanu, Vasile și Ioana.
microfonul dumneavoastră. Mulțumim tare mult, haideți să aplaudăm, felicitări! Invit alături de noi familia Stoica, Nicolae și Elena. Mai stăm o dată la fotografie, telefonul doamnă aici, dar să-l chemăm și pe domnul, stați cu sigur. Aplauzele dumneavoastră. Da. A fost elevul doamnei. Ați văzut? Ce elene ați format dumneavoastră, doamnă? Invită alături de noi familia Ungureanu, Gheorghe și Doina. Thank you.
să parcurgem întreaga listă, cu mici excepții, cu cei care sunt mai bolnavioși și n-au reușit să ajungă astăzi fizic aici, dar vom ajunge noi la domniile lor. Am epuizat lista celor 30 de familii care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de la căsătorie. Vă propun ca în continuare domnul de la BNR, deja e în ședință cu fetele, vă propun mai departe să mai facem câteva lucruri. În primul rând, și fac o paranteză, cei care știți niciodată nu se învăța să asculte, ei fac ce vor, ei de-aia a intrat în ședință. În primul rând, am vrea să vă facem o surpriză. Am adus două fete faine tare, cum zicem noi, să vă cânte ceva, să ne cânte ceva. Și aș vrea fetelor, în funcție de... Haideți aici, în față, pentru că... Ia uitați fete frumoase de mine, da? Și o să le spuneți și de unde veniți, și o să le spuneți... Ăsta e Ian Florin Lupan, cu care ne ia mau când vrem, da? Pot să mai spun ceva înainte de a vă da vouă? Să știți că domnii care au făcut 50 de ani de la căsnicie, care vor să facă o poză cu fetele, cadou din partea mea, da? Deci cine vrea să facă o poză cu fetele, acum e momentul. O să vă rog să ne spuneți de unde veniți. Ce? Băi, nu mai stați în fața semnalului, că am luat semnalul, da? Venim din frumosul nostru Maramureș, mai exact de pe Valea Izi, din Săleștea de Sus, și este o onoare pentru noi să participăm la un asemenea eveniment, mai ales că la noi în Maramureș nu prea se face așa ceva, așa că felicitări domnului primar și tuturor organizatorilor. Vă urăm și noi la mulți ani și să vedem lucruri cât mai multe, o căsnicie atât de lungă și frumoasă. Bună ziua, vreau să vă spun și eu. În primul rând vrem să felicităm și să mulțumim Consiliului Local, Primăriei și în special domnului primar Constantin Toma, pentru că s-a gândit să vă fac așa o mică surpriză și pentru noi este o mare, mare bucurie, deoarece să știți că ni se umple sufletul așa de drag și de frumos când vedem atâtea căsnicii traienice. Ne-am dorit să ne ajute Dumnezeu și pe noi să împlinim această vârstă frumoasă de căsnicie, pentru că noi încă nu suntem măritați. Așa că să ajute Dumnezeu să ajungem la această frumoasă vârstă. Și dacă tot am venit din frumosul Maramureș, prima noastră melodie se va intitula Gemenele am fost un sim. Este un cântec dedicat publicului nostru și oamenilor care ne iubesc și care iubesc răgătorul gemenelor folclorului maramureșan. Thank you.
poporului românesc, un om pe care îl prețuim și iubim. Am avut bucuria de a învăța un cântec care se intitulează Dusul mândru în cătunie. Noi, generația noastră, nu mai știm ce înseamnă acele vremuri. Dumneavoastră le-ați prins acest cântec care mai bine de 100 de ani. Așa că sperăm să-l simțiți atât voi, doamnelor, care așteptați odinioară plăcău să vină din armată, cât și dumneavoastră, domnilor. Știm că n-a fost ușoară acea perioadă, dar v-a făcut ceea ce sunteți azi. Și pentru domnul primar, cu mare drag din partea noastră.
aveți niște voci de aur, sunteți și tare, tare frumoase. Și haideți să facem noi o treabă aici. Oare nu găsim noi niște băieți faini la noi, la Dărbănești, să mărităm fetele astea? Să le avem mai aproape de noi, nu? Așa că, de astăzi înainte, o să am o temă de casă, să tot în băieți frumoși. Haideți să le aplaudăm.